Bine ați revenit la întrebări. Înainte de a vă da răspunsul la întrebarea precedentă, vă amintesc. Magazia acestei fabrici are locuri de depozitare foarte înalte cu rafturi, așa cum vedeți în desen. Rafturile încep de la o anumită înălțime și sunt în număr de 100. La un moment dat, fabrica începe să producă un nou tip de globuri, așa că trebuie făcut un test de rezistență la cădere. Primești misiunea de a afla care este raftul cel mai înalt de pe care poate cădea un glob fără să se spargă. Și pentru testare primești doar 2 globuri, pentru că, v-am spus, sunt scumpe, pe care urmează să le faci să cadă de pe diferite rafturi. Prima, care este cea mai bună strategie pentru a minimaliza numărul de încercări? Și a doua, care este numărul maxim de încercări necesare pentru a afla, repet, cel mai de sus raft de pe care pot cădea globurile fără să se spargă? Ca să găsim răspunsul corect, să ne gândim la cazurile extreme pentru început. Să presupunem întâi că am primit un singur glob pentru testare. În acest caz, strategia e una singură. Lăsăm globul să cadă de pe raftul întâi, apoi de pe raftul al doilea și așa mai departe, până când se sparge. Și în felul acesta aflăm, până la urmă, care este raftul cel mai înalt de pe care poate să cadă globul fără să se spargă. Numai că numărul maxim de încercări necesare poate să ajungă la 100. Asta în cazul în care globul nu se sparge pe niciunul dintre rafturile de la 1 până la 99. Acum, celălalt caz extrem, să presupunem că avem câte globuri vrem. Putem sparge câte dorim. În acest caz, strategia cea mai bună este cea a împărțirii la 2. Adică facem prima încercare de cădere de la jumătatea rafturilor, să spunem de la raftul 50, și dacă globul se sparge, încercăm raftul 25, și dacă se sparge din nou raftul 12, și așa mai departe. Dacă globul nu se mai sparge la o anumită cădere, mergem cu jumătate din cât a mai rămas în sus. De pildă, dacă nu se sparge la căderea de pe raftul 12, mergem cu 6 în sus, și așa mai departe. La fel procedăm din punct de vedere matematic și dacă la prima încercare, cea de pe raftul 50, globul cade și nu se sparge. Atunci urcăm cu jumătate din 50, cu 25, și încercăm căderea de pe raftul 75 și așa mai departe. Și pentru că de fiecare dată înjumătățim numărul rafturilor, putem calcula numărul maxim de încercări folosindu-ne de puterile lui 2. 2 la puterea 6 este 64, iar 2 la puterea 7 este 128. Deci numărul maxim de încercări pentru oricâte rafturi de la 65 la 128 este 7. Adică și pentru cazul nostru, caz în care avem 100 de rafturi. Acum să vedem cum stau lucrurile în cazul în care avem 2 globuri. Numărul maxim de încercări trebuie acum să fie cuprins între cazurile extreme, adică 7 pentru cazul în care am avea oricâte globuri dorim și 100, cazul în care am avea un singur glob. Dar care este strategia care ne permite să minimalizăm numărul de încercări? Să presupunem că numărul maxim de încercări necesare este N. Nu știm cât este, dar să presupunem că începem lăsând să cadă un glob de pe raftul cu numărul N. Și că vrem, așa cum am spus, ca acest număr N să fie numărul maxim necesar de încercări. Dacă globul se sparge atunci când cade de pe raftul N, trebuie să folosim celălalt glob pentru a încerca pe rând, de jos în sus, rafturile inferioare, în număr de N minus 1. Dar am făcut deja o încercare, așa că numărul total de încercări, dacă al doilea glob nu se sparge până ajungem la raftul N-1, este 1 plus N-1, adică N. Dar dacă lăsați să cadă de pe raftul N, globul nu se sparge. Atunci trebuie să încercăm un raft care se găsește mai sus. Cu cât mai sus? Dacă vom încerca raftul cu numărul 2N, și globul se sparge, atunci este posibil ca numărul total de încercări să fie N plus 1.
Pentru că am făcut deja două încercări și s-ar putea să avem nevoie de încă N-1 încercări ca mai înainte. Și atunci am avea 2 plus N-1, adică așa cum am mai spus, N+1 încercări. Dar noi vrem ca numărul N să fie numărul maxim de încercări. Așa că nu vom alege al doilea raft pentru testare, raftul N+N, ci raftul imediat inferior lui, și anume raftul N+N-1. Și în acest fel, din nou, numărul total maxim de încercări va fi N, pentru că dacă globul se sparge, în cel mai rău caz, avem două încercări până acum și încă N-2 încercări de pe rafturile N+1, N+2, N+3 până la N+N-2. Și raționamentul poate continua. Dacă la căderea de pe raftul cu numărul N+N-1 globul nu se sparge, urcăm la raftul cu numărul N+N-1 plus N-2. Și în acest fel, dacă acum globul se sparge, avem din nou N încercări de făcut, 3 plus N-3. Cele 3 de până acum plus N-3 încercări. Deci strategia care ne garantează ca numărul maxim de încercări să fie N este următoarea. Trebuie să începem cu raftul cu numărul N. Dacă globul nu se sparge, trebuie să urcăm la raftul cu numărul N+N-1. Dacă nu se sparge, din nou la N+N-1 plus N-2 și așa mai departe, până când mai trebuie să urcăm cu un singur raft. Până la ultimul raft de pe care facem testarea, avem deci această sumă. N+N-1 plus N-2 plus N-3 plus 1. Avem, deci, strategia. Dar cum aflăm valoarea lui N? Făcând calculul invers, adică de la suma 1 plus 2 plus 3 și așa mai departe, plus N-3 plus N-2 plus N-1 plus N și punând condiția ca suma să ne dea numărul total al rafturilor. În cazul nostru avem relația 1 plus 2 plus 3 până la N mai mare sau egal cu 100. Am scris mai mare sau egal, deoarece, în general, suma nu ne va da exact numărul pe care îl căutăm noi. Așa că trebuie să adunăm până când ajungem la numărul rafturilor sau la un număr mai mare. Pentru 100 avem suma de la 1 până la 13, 91. Numărul este prea mic. Dar de la 1 până la 14 avem 105. Și vă reamintesc că ultimul termen din serie este N, numărul pe care îl căutăm, după cum puteți vedea cu două rânduri mai sus. Așa că numărul pe care îl căutăm, numărul maxim de încercări necesare, este 14. Deci strategia care ne permite numărul minim de încercări, adaptată întrebării noastre, este următoarea. Lăsăm întâi să cadă globul de pe raftul cu numărul 14. Dacă nu se sparge, testăm raftul 14 plus 13, adică 27. Apoi 27 plus 12, adică 39. Urmează rafturile 50, 60, 69, 77, 84, 90, 95, 99. Și dacă nici la căderea de pe raftul 99 globul nu se sparge, mai avem de testat raftul 100 și am scăpat cu 12 încercări în total. Dacă globul se sparge la căderea de pe raftul 99, mai avem de testat rafturile 96, 97 și 98, adică 14 încercări în total, 11 plus 3. Deci 14 încercări pentru cazul cel mai rău. Vă las să numărați încercările necesare pentru cazul în care primul glob se sparge mai devreme și veți vedea că niciodată nu avem nevoie de mai mult de 14 încercări. Este, bineînțeles, posibil, ba chiar probabil, să avem nevoie de un număr mai mic de 14. Se pare că a fost o întrebare grea, deoarece am primit un singur răspuns corect de la domnul Dumitru Antonie, pe care îl felicit, dar mai vreau să o felicit și pe Daniela Carmen Băluță, care prin strategia pe care a folosit-o, a găsit că numărul maxim de încercări necesare este 15, adică a fost foarte aproape de rezultatul corect. Urmează întrebarea cu numărul 102. Pentru azi am pregătit o întrebare foarte scurtă. Și pentru că întrebarea precedentă n-a fost originală decât în modul de prezentare,
Așa cum v-am spus, puteți găsi multe variante ale ei în multe locuri pe internet. Întrebarea de azi este, după câte știu, originală. Avem două monede, moneda A și, cum se putea altfel, moneda B. Ele au aceeași grosime și sunt confecționate din același aliaj. Dacă moneda A se rostogolește pe conturul unui cerc, în exteriorul acestuia, așa cum vedeți în acest desen, atunci ea face exact 11 rotații până ajunge în locul din care a plecat. Deci face exact 11 rotații în timp ce înconjoară cercul mare în exteriorul lui, rostogolindu-se pe el. Dacă moneda B se rostogolește pe același cerc, dar în interiorul lui, așa cum vedeți în acest desen, ea face tot 11 rotații până ajunge în locul din care a plecat. Deci face exact 11 rotații pentru o deplasare prin rostogolire de-a lungul cercului mare pe toată lungimea lui. Știm că moneda A are 9 grame. Și acum, pentru cei care doresc doar întrebări de logică și nu interesează calculele, întrebarea este următoarea. Moneda B este mai grea, mai ușoară sau are aceeași masă cu moneda A? Pentru cei care sunt dispuși să facă și câteva calcule simple, întrebarea este câte grame are moneda B? Succes! La revedere!